Deci, în 5 luni, Ana Maria este imobilizată într-un cărucior cu rotile, nu poate merge la școală decât purtată în brațe de părinți. Singura ei șansă este la o clinică din Viena. Are nevoie de 30.000 de euro, iar noi o putem ajuta. Donați 2 euro prin SMS la 848. Are o iconiță, mă rugam la ea să zic, Doamne, fă-mă bine și atâta. Problemele Anei Maria au început în urmă cu câteva luni. În luna mai a căzut cu bicicleta și așa i s-a declanșat. Mergea șchiopătând, nu mereu, mai mult când depunea efort foarte mare, atunci o durea. Părinții au crezut că este vorba despre o întindere musculară, dar cum durerile nu treceau, au mers cu fetița la medic. Și după vreo 2-3 săptămâni am hotărât să-i facem radiografie, să o ducem la doctor și așa am depistat maladia care o are. Osteocondrită ca femurașul stâng, adică i s-a mâncat efectiv cartilagiul de tot. Ana Maria riscă să rămână paralizată. Ne-a zis prin imobilizare în aparat gipsat de abducție. Am imobilizat-o, dar am fost nevoie să-l scoatem că intrase în depresie. Ana Maria are o șansă la Viena. Șansa ei, cele două intervenții chirurgicale care se fac la Viena, care constă în proteze de silicon, tijă. Împreună o putem ajuta. 2 euro puteți dona prin SMS la 848 sau sunând la numerele afișate pe ecran din rețeaua RomTelecom. Puteți dona 3 euro, 5 euro sau 10 euro. De asemenea, donații se fac și în conturile Fundației Mereu Aproape, deschise la BRD, în lei și în euro. Pentru mai multe informații despre caz, intrați pe site-ul Fundației Mereu Aproape, unde puteți dona și online.